Salutări din Westeros, numele meu este Marius și pentru cei ce încă nu știu acest canal, pe încă ceva găsiți analize și discuții aprofundate pe tema Game of Thrones, precum și recenzii la filme sau seriale. Dacă vi se pare interesante și mai vreți clipuri pe viitor, hit subscribe. Astăzi stăm de vorbă despre preview-ul episodului 7, finalul de sezon și evident cel mai așteptat episod de până acum, mai ales pentru cei ce au văzut episodul 6 de când a fost leaked. Aceia dintre voi care au ales să-l vadă atunci, au așteptat aproape 2 săptămâni de atunci. Și pentru că vreau să postez cât mai repede, haideți să nu mai pierdem timpul și să începem. Episodul se numește The Dragon and the Wolf și, așa cum ne-am obișnuit cu Game of Thrones, acest nume cu siguranță nu are o singură conotație. Mă aștept la Jon Arryn să se întâmple oficial, dat fiindcă, well, The Dragon and the Wolf și poate vom avea și un hint către închinarea lui Thorin în fața lui Aegon, dat fiindcă Jon tocmai ce a închinat în fața lui Dany. Poate chiar va închina și fizic de data asta. Alte potențiale hinturi și alte interacțiuni dintre cele două case mai avem The Hour of the Wolf, când armatele Nordului au ajuns până în King's Landing și date fiind pozițiile de asediu, ar exista o super mică șansă să se mai întâmple o dată, dar nu avem indicii clare în direcția aceasta. Ar mai fi de asemenea moartea lui Brandon și a lui Rickard ca urmare a venirii în King's Landing și oarecum, cu speranță din partea mea, mai avem și Rhaegar and Lyanna, The She-Wolf and the Dragon. Mă leg de asta și pentru că titlul pare a fi o referire directă la Jon, căci da, Dany este The Dragon și Jon este The Wolf, dar Jon în sine, el însuși este The Dragon and the Wolf at the same time. Totuși, e foarte posibil să nu se întâmple ceva măreț în această direcție. S-ar putea să avem doar o confirmare sau o discuție revelatoare, dar dat fiindcă este season finale, sper totuși la ceva mai mult. Dacă va afla Jon în sfârșit cine este cu adevărat, eu asta sper. Având spuse astea, haideți să trecem la cadrele din trailer. Este un trailer puțin diferit de celelalte. De ce? Pentru că cele mai multe cadre se întâmplă în același loc. Titlul se deschide cu un cadru apropiat pe Grey Worm și armata în Unsullied. E clar că între timp au ajuns și ei la Casterly Rock. Inițial nu știm unde ne aflăm, dar trecem cu un cadru înalt peste The Red Keep și vedem flota Greyjoy, a lui Euron Greyjoy mai exact. Vedem și The Silence în fruntea navelor Ironborn. Pe partea opusă a flotei îl avem pe Tyrion și Varys alături de Theon, pe care trecem într-un cadru larg și ne dăm seama că Dany are cel puțin 6.000 de Unsullied plus hoara Dothraki ce vine de undeva din spate, iar în colțul din stânga sus, în schimb, îi vedem pe Ron și Jaime. Așadar, forțele Targaryen au înconjurat King's Landing-ul. Practic vedem scena de pe masa de război din episodul 5, unde aveam doi dragoni lângă King's Landing, de menționat că despre asta au vorbit și Tyrion și Dany în episodul 6. Trecem la un cadru scurt pe Jaime și Bronn, alături de arcașii Lannister, câteva cadre cu mișcările Dothraki și apoi în Winterfell, unde Sansa este îngândurată. Mă aștept ca acum, dat fiindcă a rămas singură, să facă alegerea față de Hightower. E clar îngândurată și e clar că nici ea nu știe exact ce să aleagă. Pe de o parte îl poate alege pe Littlefinger și un război cu toată familia sa, pe cealaltă parte este Hightower, iar asta ar presupune un conflict direct cu Littlefinger. Nu cred că îi va fi foarte ușor. Arya, deși este sora sa, este totuși un pericol necunoscut. Baelish, de bine de rău, este unul pe care îl știe și pe care a învățat să-l controleze. Când pleacă de pe Metereze, avem un tablou foarte evocativ. The white winds are clearly blowing in the distance. Așa că dacă mă aștept la ceva să se întâmple în episodul ăsta, e o decizie din partea Sansei. Dacă asta va însemna moartea lui Baelish, cum toată lumea prezice, nu aș putea spune. Poate, dar totuși, cred că personajul merită să ajungă măcar până aproape de final. Ar fi păcat să-l pierdem acum, încât deține foarte multe informații. Totuși, de ce să faci încă un contract pentru poate 2 sau 3 episoade la anul, când poți încheia totul acum? Cel mai evocativ semn că ar putea muri este că nu văd pe nimeni altcineva în pericol real, iar acesta este totuși finalul de sezon. Cineva important trebuie să moară. Așa că va muri Littlefinger? Sper că nu. Dar șansele să o facă sunt destul de mari. Îl vedem apoi pe Theon, ce aparent ajunge pe un țărm. De fapt, după sensul mersului spre valuri, pare mai degrabă că pleacă undeva. Aș spune că este începutul misiunii sale de a o salva pe Yara, căci mai devreme era pe navă cu Tyrion, așa că ajunge în King's Landing, iar locul ăsta nu pare să fie King's Landing. Trecem la Cersei, pe terasa cu harta și cu un costum nou. Se vede un oarecare guler de blană pe care l-am mai văzut până acum. Trecem în King's Landing, în locul ce pare a fi The Dragon Pit, după pereții cu boltă. Totuși, forma de amfiteatru și lipsa compartimentelor pentru fiecare dragon mă face să mă îndoiesc puțin. În cadru avem 3 corturi și prezență de la stânga la dreapta, Theon, Varys, Tyrion, Podrick, Jon și Davos, alături evident de toți Dothraki Bloodriders. Trecem la cadru aerian
și vedem că sunt mult mai mulți oameni, inclusiv trupele Lannister. Vedem și că trupa lui Tyrion este cu mult mai mare decât am crede. Avem apoi încă un wide shot și iată că mai sunt câțiva eroi pe aici. O vedem pe Brienne, Missandei și pe Jorah. Iar dacă Missandei este aici, clar vine și Dany, deși nu o vedem încă. O vedem pe Cersei alături de Qyburn și imediat un close shot cu Jon și Davos, urmat de Tyrion, Cersei, Jaime și speech-ul lui Jon, pe care l-am prezis ca fiind undeva într-o scenă finală în analiza trailerului de acum câteva luni. Și apoi, liniște. Trailerul este tăiat și montat pentru tensiune, dar de menționat este că acest episod va avea 81 de minute. Nu știu dacă vă dați seama de asta, dar cam atât a avut și The Dark Tower, adică un film. Este foarte lung, iar trailerul este foarte limitat. Ai crede că tot episodul este despre întâlnirea din Dragon Pit, dar nu cred că respectiva va dura mai mult de 30 de minute, așa că avem 50 de minute despre care nu știm absolut nimic. HBO a eliberat și o serie de poze, iar unele dintre ele sunt cu Bran, așa că mă aștept la ceva mare din partea lui. În plus, pe IMDb vedem că în episod îl avem și pe Euron, în rest, complete secrecy. Mă aștept ca ăsta să fie episodul cu adevărat superb al sezonului, poate mai puține efecte speciale, dar mult mai multe linii narrative interesante. Și sper să am dreptat. Sper ca acest episod 7 să fie tot ce nu a fost 6-le. Cam atât pentru astăzi. Mai avem doar 10 ore până la noul și ultimul episod în acest sezon, urmat evident de analiza sa. Sper că v-a plăcut și sper să vă placă și restul de clipuri. Încă o dată, un mare mulțumesc băieților pe Patreon, you guys fucking rock, și până la următorul clip, nu rămâne decât să vă urez happy throning.